Să irigăm cu energie solară. Este îndemnul Organizației Mondiale pentru Alimentație și Agricultură. Scăderea bruscă și constantă a prețului panourilor fotovoltaice este un motiv în plus pentru utilizarea energiei regenerabile ca modalitate de sporire a capacității de irigare. Utilizarea energiei solare oferă fermierilor, în special celor mici, oportunitatea de a-și îmbunătăți mijloacele de trai, prosperitatea economică și securitatea alimentară. Posibilitatea de a utiliza energia solară, care este cu mult mai ieftină decât cea energetică, determină necesitatea utilizării unor sisteme moderne de irigare. La nivel global, aproximativ 20% din terenurile cultivate sunt irigate și contribuie la aproximativ 40% din producția totală de alimente. Irigarea sporește productivitatea agricolă în diverse moduri, inclusiv prin posibilitatea de a crește o varietate mai mare de culturi. Sistemele de irigare cu energie solară oferă posibilitatea reducerii emisiilor de gaze cu mai mult de 95% comparativ cu alternativele alimentate cu energie electrică generate prin arderea motorinei sau a combustibililor fosili. Sistemele moderne cu energie solară oferă posibilitatea de a îmbunătăți managementul apei cu dispozitive electronice de control capabile să furnizeze date în timp real privind nivelele rezervoarelor de stocare, viteza pompei și nivelul apei subterane în zona de foraj, care ar putea declanșa decizii de reglementare de la distanță pentru a preveni utilizarea excesivă a apei. Sistemele de irigare alimentate cu energie solară sunt acum o tehnologie accesibilă și ecologică atât pentru fermierii mari, cât și pentru cei mici din țările în curs de dezvoltare. Dar acestea necesită să fie gestionate și reglementate în mod adecvat pentru a evita riscul de utilizare a apei într-un mod nesustenabil.